Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru cei care sunt abonați acestui canal, pentru cei care vă veți abona, vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de mine și că vă alăturați în continuare acestui proiect, Taroteta. Haideți să vedem prin ce situații treceți unul dintre voi. Dacă va fi legat de dragoste, vom trăi și vom vedea. În primul rând, o să fac doar 3 alegeri, pentru că e destul de greu să fac mai multe. Deocamdată 3. Vedem dacă avem timp de mai mult altă dată. Prima alegere este moștenirea luminii, să spunem. Legacy of Light. A doua ar fi contemplare. Da? Contemplare. Și a treia ar fi, ia, vedeți? Ce frumoase. Și prima e foarte frumoasă. Puneți pauză și meditați la ele. Da? Legacy of Light. Una. Două. Contemplare. Și trei. Dansul planetelor. Da? Dansul planetelor numărul 3. Deci, cam așa vin cărțile. Alegeți. 1, 2 și 3. Ok, voi vă mai puneți pauză. Eu o să încep să așez cărțile. Este o etalare generală în care aflăm o situație prin care treceți. Ia să vedem. Situația prin care treceți numărul 1. Moștenirea luminii. Foarte frumos. Situația prin care treceți. Un moment de decizii. Un moment de decizii. Situația prin care treceți. Situația. Acum problema acestei situații. Care ar fi problema acestei situații? Ce, de ce nu puteți să decideți? Ah, tot doi. Interesant. Doi, doi. Ce nu vedeți? Influențe interne, să spunem. Sau influențe pe care nu le vedeți, nu știți, nu aveți habar de ele. Influențe despre... Ah, astea, 10 de monede? Influențe exterioare despre care știți, sunteți conștienți. Acum rămâne de văzut dacă le și... Nu-s prea multe. O singură carte. Influențe exterioare. Continuare sunt prea multe. Pe scurt, pentru unii, poate să fie încheierea unui separări, turnul și lumea, și manifestarea unei bucurii. Pe scurt, dar totuși caut o singură carte. Asta pentru că au venit. Exterior, o singură carte, odată. Ok, asta. Ia uite. Justiția, exterior. Sfatul. Sfatul. Ce ar trebui să faceți în această situație, în acest moment de decizie? Ia uite, 4 de pute. Și finalul. Te reușiți să manifestați asta? 8 de cupe. La capătul setului de cărți. Tot ce faceți, tot ce alegeți, tot ce decideți, trebuie să fie pentru a lăsa în urmă lumină, da? Legacy of Light, moștenire, moștenirea luminii sau o moștenire de lumină. Trebuie să lăsați în urmă o moștenire. Tot ceea ce veți face voi de acum încolo, trebuie să fie în lumină, în adevăr, da? Apare, setul s-a oprit la soare. La soare și la 8 de monede. Vreți să munciți, ia uite, și regina de cupe, vreți să munciți pentru dragoste adevărată, pentru a vă exprima emoțiile într-un mod creativ, într-un mod strălucitor, într-un mod profund, spiritual. Văd foarte multe figuri masculine. Trebuie să vă manifestați masculinitatea într-un mod superior, da? De la chakrele 3, 4, 5 în sus, da? Nu de la
prima și a doua. Apropo de chestia asta, că am zis că poate vorbim un pic, dar... Situația prin care treceți este un moment de decizie. Trebuie să alegeți între două persoane, între două situații. Sunteți la răscruce de drumuri. Asta este situația. Trebuie să alegeți între trecut și viitor. O persoană care va aduce acest soare și o persoană care vă ține... Vă ține pe loc. Problema este că încă jonglați. Asta este problema. Aveți 2 și 2. 2 de 2. Încă jonglați. Încă nu știți. Încă sunteți. Între. Ce să țin în mână? Ce să păstrezi și ce să lasă să se ducă? Problema este că nu vedeți oportunitățile din cauza acestei jonglării, din cauza acestor gânduri. Ce să fac? Ce direcție să aleg, da? Aveți 2. 2, 2, 2, 2, 2. Da? 2, 2. Deci asta e problema, asta este, sau asta e situația, asta e problema. Că nu puteți alege. Pentru că în momentul în care ați ales moneda, în ce investiți, că vorbim de moștenire, în ce vreți să, sau ceea ce vreți să creați, vorbim de moștenire, ce vreți să creați, atunci știți și cărarea pe care să o alegeți. Poate că aveți 2 ocupații, unii dintre voi. Și iar, trebuie să vă concentrați pe o singură direcție. Ca să puteți să lăsați ceva consistent, că asta înseamnă moștenire, consistent. Și atunci nu poți să fii consistent când ești pe 2 direcții. Ce nu vedeți este că vă consumați foarte mult, 10 de bâte. Posibil unii sunteți într-o relație de lungă durată, într-un job, într-o căsătorie care vă consumă. Din acest motiv a apărut leitmotivul 2 de bâte. Trebuie să alegeți 1, trebuie să luați după 10, să o luați de la 0, de la 1, să începeți un nou ciclu. Și aici este, nu puteți încă. Încă nu puteți, unii dintre voi. Poate să fie și job, evident. Chestiune de contract, de familie, de responsabilități. Prea multe responsabilități, de aia și faceți, aveți 2. 2. Prea multe lucruri faceți, nu? Concentrați-vă. Pentru că ați ales, cei care ați ales, Legacy of Light. Concentrați-vă pe o singură direcție. De ce unii oameni ajung să aibă succes? Că poți să ai într-adevăr succes pe mai multe direcții, dar în momentul în care ai succes într-o direcție, este clar că te-ai concentrat la maximum pe acea direcție. Că la un moment dat, după ce ai împlinit o misiune, o direcție, ai bifat-o, pentru că ai ajuns sus, la soare, da? La acel moment de lumină, atunci poți să treci la altceva, la a manifesta o altă etapă în viața ta, în viața voastră. Dar până atunci, dacă vrei, într-adevăr, să ajungi într-un punct strălucitor, da, de lumină, trebuie să dai tot ce poți, nu să jonglezi între mai multe persoane, mai multe responsabilități, trebuie să renunțați. Asta nu vedeți voi. Că vă consumați foarte posibil un lucru care nu vă interesa, nu vă energizează. Consumați-vă în direcții care vă creează și care vă inspiră, care vă dau putere. Aici pierdeți putere. Influență exterioară. Justiția. Deci, 10 de bâte. Nu vedeți, nu știți, v-am zis eu. Vă spun această etalare. Ceea ce vedeți, ceea ce vă știți că trebuie să faceți, iar un moment de decizii. Dar aveți 2 de 2. E clar că... Da? 2 de 2. Pentru unii posibil să fie și un divorț, o separare sau dorința de a vă căsători, de a avea un contract, nu musai căsătorie, că nu vorbim doar de dragoste, poate să fie și un job. Vă doriți un contract, justiția poate să reprezinte un contract, ați ales moștenire, legacy, legal, e legală, e oficială, da? Vrești ceva oficial cu cineva care va aduce lumină, da? Legacy of Light, ce aveți aici? Lumină. Aveți 8 de monede, 8 e casa 8-a a transformărilor,
și a căsătoriei, pentru cei care nu știți, da? Regina de cupe. Regina de cupe ce face? Oferă dragoste, vindecare, lumină. Cupa asta este plină de lumină, este Sfântul Graal. Că am spus, vreți, este pentru unii, poate să fie direcția pe care vreți voi să o manifestați, că poate să fie parteneriatul cu cine vreți voi să manifestați, variază. Însă, dacă alegeți calea cea bună, mergeți în această direcție. Da? Aici este problema. Și nu știți încă să alegeți, dar știți că trebuie să fiți corecți. Trebuie să echilibrați situația. Trebuie să faceți dreptate, tocmai pentru că ați fost între două situații. Și repede, nu musai să fie între două personaje, nu v-a costat de nimic. Poate să fie familie și job sau două joburi și n-ați mai avut timp de relație. N-ați mai avut timp de persoana dragă, dacă e vorba de o persoană. Ce știți că trebuie să faceți, trebuie să vă urmați intuiția, nu doar rațiunea. Trebuie să fiți un pic în echilibru energetic, pentru că am zis că asta nu știți. Nu știți că vă consumați în direcții care nu vă cresc. Concentrați-vă, centrați-vă, da? Echilibrați-vă, faceți un pic de meditație. Că altfel vă atrageți karma și nu dharma. Voi vreți, ați ales dharma, că asta înseamnă moștenirea luminii, dharma. Vreți să aveți parte de bucurii. Și dacă nu alegeți corect, aveți karma. Vă doriți, repet, unii relații stabile care pot deveni legale, oficiale. Sfatul este... 4 pe bâte. 4 este un element, este un număr fix, da? 4 înseamnă să vă creați stabilitate. Să alegeți persoana care vă dă stabilitate, dar și pasiune, dacă e vorba de relații. Cred că pentru unii e vorba de relații, da? Persoana sau jobul, da? Sau colaborările pe care le faceți cu drag, din pasiune. Nu de nevoie, că altfel vă consumați. Și dacă mergeți în direcția greșită, repet, vă atrageți karma. Nu dharma, nu soarele, nu moștenirea de lumină. Și atunci, ca să moștenești lumina, trebuie să-ți găsești stabilitatea lângă oameni care... au... pasiuni similare, nu musai același, similare. Pasiuni, nu vorbesc musai de pasiune, de gusturi în muzică, musai sau să aveți eventual și hobby-uri asemănătoare. Nu contează ce joburi, puteți să fiți diferiți, da? La un moment dat descoperiți că amândurora vă place să creșteți, să faceți apicultură, da? Super fain, da? Sau și unul și altul este atras de istorie. E o chestie, da? Și... înțelegeți. Ideea este că trebuie să fiți în echilibru. Știți, se vede echilibru și la balanță. Un soi de echilibru apare și la 4. 4, să fiți stabili. Da? Nu să jonglați între. Să fiți stabili. Și 2 și cu 2 înseamnă 4. Da? Dacă alegeți corect, asta vă dă stabilitate. Să puneți bazele acestei relații, acestei colaborări. Asta înseamnă sfatul. Asta înseamnă 4 de putere. Să puneți bazele. Și finalul, ce reușiți să faceți, este foarte frumos, 8 de cupe. Vă detașați de aceste jonglerii, care spun jonglerii pentru că nu este o jonglerie să fii între două joburi. Part-time acolo, full-time acolo sau cu relațiile la fel. Este o jonglerie.
care cu siguranță că nu vă umple sufletul. Vă consumați, repet, mesajul ca să vă intre bine în cap. Finalul este lăsați în urmă, alegeți, cred. Cred că l-am dat, alegeți. Pentru că opt e o transformare. Alegeți să plecați către nouă decupe. Către persoana care simțiți că vă umple sufletul, către hobby-ul care vă umple sufletul, către job-ul pe care îl faceți cu pasiune, către satisfacții interioare și nu consum de energie și nu dăruire în direcții care au fost deșarte. Lăsați în urmă prietenii care vă consumă, responsabilitățile care vă consumă, da? 8 e transformare, luna august, pentru unii apare și soarele zodia leului, să zicem. Dar trecând peste asta, că poate ascultați această etalare în altă lună, am zis, 8 merge către 9, către creștere spirituală. Către 9 este semnul lui Jupiter, a săgetătorului, da? Jupiter reprezintă lumină. Jupiter reprezintă moștenire de lumină. Spiritualitate. Asta este. Numărul 1. Finalul. Și eu zic că e bine, dacă reușiți să faceți acest lucru. Pentru că nouă decupe înseamnă speranță. În momentul în care lăsați tot ce am spus mai devreme, nu mai repet, mergeți către speranță. Și încet, încet, în momentul în care speri, schimbi energia și începi să muncești din suflet pentru vindecarea ta personală, pentru vindecarea voastră și pentru a atrage oamenii care vă umplu sufletul, da? Ia uite, 8 către regina de cupe care aduce 9. Da, și vrei să luptați pentru această întâlnire sau colaborare, dacă nu e întâlnire cu un suflet special, este o colaborare cu oameni, cu prieteni care vă cresc, vă aduc abundență împărăteasă. Până acum ați tăcut unii dintre voi. Lucrurile au stagnat. În fine, dar, repet, trebuie să încheiați un ciclu care este reprezentat și aici, în energii pe care voi nu le vedeți. Simțiți că trebuie să vă faceți datoria într-o direcție, dar uneori datoriile astea ne distrag atenția de la adevărata noastră cale. Deocamdată ăsta este primul număr. Cam asta este. Legacy of Light. Acum, eu, ca să nu mai pun pauză, că am observat că atunci când pun pauză, nu știu ce se întâmplă cu telefonul, aș putea să încerc să testez dacă e ok, dar am observat că se decalează sunetul și nu prea-mi place, știți? Și cred că nici vouă nu vă place să vă uitați la mine și eu să vorbesc despre altceva. Deci, numărul 2. Cei care ați ales contemplarea. Trebuie, bănuiesc că trebuie să contemplați, să meditați la ceva special. Rămâne de văzut, ceva apare și în cărți. Vorbim acum despre situații de viață, că sunt în dragoste, că sunt în familie, că sunt la locul de muncă, poate să varieze, evident. Însă, ce ar trebui să văd eu aici? Hmm. 69. Poate unii sunteți născuți în 69 sau în 96. Însă, în acest moment 69, îl văd ca pe două energii care se completează. Un soi de yin și yang. Bănuiesc, rămâne de văzut cum se... Poate un mesaj special sau pur și simplu se va reflecta și în etalare. Bănuiesc că, da, și voi sunteți consumați de o situație karmică. Trebuie să învățați să vă echilibrați masculinul și femininul. Și vă doriți și pe cineva care să vă aducă lumină în întuneric, care să vă echilibreze energiile.
Este o legătură, văd un fir roșu, este o legătură foarte profundă între voi și cineva la care vă gândiți. Acum, situația, haideți să vorbim. Deja vorbim la numărul 2, da? Cei care ați ales această carte, contemplare. Ia să vedem situația. Situația. Numărul 2. Situația cu care are de face numărul 2. Situația. Care este situația la care ne referim? Numărul 2. Nu sunt prea multe. Și dacă nu vorbesc tare, asta e încercat să dea sonorul mai tare. Situația. Da, încă stați pe gânduri. Ia uite. Contemplare. Stați pe gânduri, nu vorbiți. Probabil că nu comunicați cu cineva. Contemplarea. Stați și observați, vă gândiți, simțiți, încercați să vă conectați la o lumină. Dar bănuiesc că unii dintre voi sunteți într-o zonă de umbră. Da? Situația. Este valetul de spade. Nu se comunică. Poate unii și spionați. Rămâne de văzut. Asta ar fi problema? Regele de bâte. Ce nu vedeți? Influențe interioare. Oh, nu vedeți? Evident că e marea preoteasă, de aia nu vedeți. Ce vedeți? De ceea ce, ce vă influențează și sunteți conștienți că vă influențează? O influență exterioare. Wow, steaua. Sfatul. Sfatul. E o carte? E bine. Sfatul. Ce reușiți să faceți? Sau finalul. Trebuie să pun blitzul la un moment dat. Final. S-a întunecat. Nu sunt prea două. Dăm o singură carte. Finalul. Numărul 2. Finalul. Hai. Finalul. The outcome. 7 de monede. Ok. La capătul setului de cărți, multe emoții. 9 de cupe. Încercați să vă păstrați controlul, vă apărați controlul, vă apărați un statut, vă apărați, da, o poziție, unii dintre voi. Deși vă doriți un început, asul de monede și asul de spade, vă doriți. Vreți să munciți pentru acest început, eventual vreți să munciți pentru cineva care vă poate fi un partener. Am văzut 9 de monede, munciți pentru independența voastră, dar și pentru cineva care este la fel ca voi. Vreți acest nou început și aceste discuții. Și contemplați, vă gândiți. Cavaletul de spade aici nu comunică, se gândește. Eventual spionează. Cum să comunicați? Problema este că problema acestei lipse de comunicări este regele de bâte. Aveți multă pasiune. Aveți multă pasiune. Dar regele de bâte poate fi și foarte mândru. Foarte mândru. Nu comunicați toată ardoarea pe care o simțiți, toată pasiunea pe care o simțiți față de cineva. Eu simt că e vorba de relații aici. Așa simt. Ia uite al treilea as pe care îl văd. Am văzut și la capătul setului de cărți. Văd și aici în cărți. Asul. Da, în acest context simt că regele de bâte este foarte ambițios și foarte mândru. Unii dintre voi,
Ori voi lucrați într-o zonă foarte creativă, ori ei, poate că amândoi lucrați, însă problema este că regele de bâte îl văd acum foarte concentrat pe carieră. Pe carieră, pe dorința de a ieși în evidență, de a ieși... Ia să pun și brițul. Ia să ieși eu un pic la lumină, da? De a ieși la lumină, așa cum am pus și eu blițul, tocmai acum. Vrei să ieșiți în evidență, vrei să fiți persoane publice și în acest motiv nu comunicați ceva, pasiunea pentru cineva. Ca și influență pe care nu o vedeți, este Marea Preoteasă. Nu vă simțiți intuiția unii dintre voi. Pentru unii poate să fie o persoană extrem de intuitivă care vă influențează și care a încercat să rezistați influenței. Nu știți că vă influențează, dar vă influențează foarte subtil acest personaj spiritual. Repet, pentru unii puteți să fiți, eu cred că sunteți două persoane aici. Pe de-o parte, regele de bâte și steaua este o persoană în vizor public, creativă, care se ocupă de afaceri creative. Și astea pot să fie multe, da? Care atrage publicul, care este iubit de public. Pe de altă parte, există această influență despre care voi nu știți, o persoană publică, dar spirituală, destul de opusă vouă, care vă influențează într-un mod subtil, telepatic, energetic. Nici nu știți, chiar dacă voi încerca să nu comunicați. Simțiți o influență, dar nu știți exact pe ce cale vine. Aici e secretul, Marea Preoteasă, secrete. Nu știți cum se întâmplă, de-aia contemplați la această lumină. Sunt două mesaje. Repet, pe de-o parte, voi vreți să transmiteți, să reprezentați această lumină în public. De parte, mai e o altă persoană care vă influențează, eu așa simt, această etalare. Ce conștientizați voi că vă influențează este steaua. Repet, pentru unii, știți că există acest personaj care lucrează spiritual, profund, care lucrează cu energiile, cu lucruri subtile, persoană care este în vizor public. Da, am zis bine? Am zis bine, că unul mai obosesc și eu și mai greșesc. Știți că acest personaj vă vindecă. Prezența acestui personaj în viața voastră vă vindecă și într-un fel sau altul vă inspiră. Da? Că ați ales contemplarea, vă uitați la lumina acestui personaj. Dar nu înțelegeți, aici Marea Preoteasă, e un mister, cum reușește acest personaj să vă inspire, să vă atragă atenția când voi înși vă sunteți un foc care atrage atenția. Eventual, mai există un mesaj, chiar dacă simțiți toate aceste lucruri, încercați să vă concentrați pe manifestarea soarelui și destinului vostru, chiar dacă există acest personaj cu alt destin care vă influențează, înțelegeți? Destul de opus vouă. Evident că poate să unii dintre voi vă dau și mesaje mai simpluțe. Unii dintre voi să fiți cu marcaj. Marcaj, nu zodie de foc. Marcaj. Sau un fel de un temperament foarte înfocat. Să fiți influențați de cineva în semnul peștilor, racului sau scorpionului sau o persoană misterioasă. Și să mai aveți iar mesaj simpluț. Mie nu prea îmi place să dau genul ăsta de mesaje, dar totuși vi-l dau. Și să mai aveți în exterior pe cineva cu marcaj în vărsător. Sfatul este să vă manifestați voi așa cum sunteți. Da? Sfatul este să manifestați asul de bâte, să exprimați dorințele, pasiunea, creativitatea. Da? Să creați ceva, că asul de bâte este creator, inspirant. Este o idee strălucitoare. Asta este sfatul. Oricum aveți două influențe foarte puternice.
Eu am spus prima mea variantă. Dacă voi vreți să păstrați și ultima, este treaba voastră. Însă am zis, voi sunteți pe de-o parte aici și mai este o altă persoană, da? Aici. Amândoi aveți acest foc, într-un fel sau altul, și separat și unul față de celălalt. Și trebuie să-l manifestați. Nu știu de ce, văd două mâini. Probabil în momentul în care vă veți atinge, chiar și într-o simplă colaborare, în momentul în care dați noroc pentru această colaborare, pentru că este posibil o colaborare între voi, simțiți că sar scântei, că vă electrizați, mai ales și cu steaua și cu atâta foc. Simțiți că luați foc. Și în primul rând, ce înseamnă focul este, da, în istoria omenirii, da, omul a descoperit focul și în momentul în care l-a descoperit, s-a schimbat întreaga istorie. La fel și la voi, vi se schimbă întreaga istorie, întreaga viață, în momentul în care vă întâlniți cu acest personaj. Repet, amândoi sunteți strălucitori, dar foarte, aș zice, sunteți voi aici și ei aici. Dar repet că puteți fi și voi aici și ei aici. Este o, parcă ați fi suflete flăcări gemene, este o oglindire fenomenală între voi la nivel spiritual, emoțional și creativ. Însă, deși sfatul spune să încercați, să inițiați, ca să înseamnă asul de bâte, inițiați. Faceți gestul de salut, de împăcare, de ce ar putea să fie, dacă e o separare pentru unii, da? Manifestați acest prim pas, acest foc, repet. Este și atracție, evident, dar dacă nu vorbim de relații, poate să fie o colaborare extrem de fructuoasă și de inspirantă. Finalul este că, pe de-o parte, unii trebuie să analizați corect felul în care vă organizați timpul, banii, resursele, ca să puteți pune în practică această idee trăsnet. E o idee, e un potențial fantastic între voi, dacă sunteți voi și altă persoană, sau voi, doar voi. Da? Doar că, repet, dacă vă concentrați prea mult pe public, asta e influența exterioară, și nu vă concentrați și pe intuiția voastră, pe legătura cu spiritualitatea, da? Nu veți reuși să manifestați în plinătatea sa acest potențial, această idee, această inspirație. Și atunci finalul este să așteptați, și nu în sensul să așteptați așa, să așteptați să nu faceți nimic, să vă analizați, să vă organizați resursele, energiile, ca să puteți culege roadele acestei inițieri, acestui proiect, acestei manifestări. Sper că sunt înțeleasă, da? Dar, repet, simt că este vorba totuși de o relație care încă nu a manifestat potențialul ei maxim. Din cauza că cineva se abține, cineva vrea controlul, vrea statut, se concentrează, repet, unii dintre voi vă concentrați foarte mult pe carieră, vreți să aveți control. Da. Și mai aveți încă doi ași, pentru care trebuie să munciți. Aveți conflicte interioare, trebuie să ieșiți din niște... Am văzut 8 de spade, care 8 de spade iar nu-și simte intuiția. Cam atâta este deocamdată la numărul 2. Să vedem la numărul 3. Numărul 3, cei care ați ales. Și iar o să stau așa un pic de vorbă până amestec cărțile. Cei care ați ales dansul planetelor. Ia. Dansul planetelor. Sunteți așa într-un vârtej, rămâne de văzut cum rezonează cu mesajul care va veni. Sunteți într-un vârtej. Ah.
Un vârtej care vă aduce mai aproape de persoană, o persoană specială cu care aveți o sinastrie. Planetele dansează, adică se creează niște aspecte care, niște tranzite planetare, aha, interesant, care vă aduc mai aproape. Probabil că dansul planetelor. Dans, dans, dans. Trebuie să fiți creativ în a manifesta această întâlnire. Eu văd că trebuie. Încă nu sunteți. E o mică distanță între voi, da? Încă nu vă atingeți. Trebuie să fiți creativ în momentul în care vă veți întâlni și până vă veți întâlni ca să puteți să manifestați lumina dintre voi. Dansul planetelor. Universul, dragii mei, când vorbim de suflete gemene, nu știu de ce vine acest mesaj, trebuie să știți că universul nu e, adică este o întâmplare, da, vreți să puneți în practică, vreți să manifestați valetul de monede. Când vă întâlniți cu flacăra geamănă, încercați și fiți cât mai profuși și cât mai asumați în această întâlnire, pentru că nu este o întâlnire pe care să o tratați ca pe alte întâlniri. Universul a lucrat vieți la rând ca să vă aducă înainte, împreună, ca să puteți înainta în creșterea voastră și în această întâlnire specială. O fi un mesaj separat, că are legătură cu ce vom vedea, nu știu, am zis așa. Ia uite, aveți nevoie să manifestați adevărul. Nu până aici, deocamdată. Haide. Dreptatea. Care este problema? Pentru cei care ați ales dansul planetelor, care este problema voastră? Sau situația, nu problema, situația voastră. Situația de la numărul 3. Situația voastră. Ok, da. 6 de bâte. Situația. Problema situației. Care e problema acestei situații? De așa s-a întunecat. Problema. Nu să vedem problema. Nu? Mai apărut încă? Ia, problemuța. Hai, arată-te. Ce încăpățânați sunteți unii. Hai, arată-mi problema. Ok. Am zis că sunteți încăpățânați? 9 de bâte. Mai zice și eu. Ce trebuie, nu? Am pus cărțile bine. Deci, situația și problema. Ce nu vedeți? Nu vedeți? Un mesaj scurt, încă n-a venit cartea, dar au venit alte cărți. Simțiți multă pasiune pentru cineva, dar nu înțelegeți. Vă este teamă de acest foc, vă este teamă de această pasiune, vă este teamă de acest personaj, Regina de Bâte, care vă atrage într-un mod misterios, e și magică și vă atrage într-un mod misterios. Vreți să mergeți să comunicați cu ei, cu ea, dar nu înțelegeți atracția asta, nu o înțelegeți. Dar, haideți să vedem la situația asta. Ce nu vedeți? Influențele pe care nu le vedeți. Ce nu vedeți? Ia uite, regele de cupe. Ce vedeți? Influențele pe care le vedeți, pe care le știți. Am zis că sunteți încăpățânați, niște conflicte aici. 5 de bute. Sfatul. E asta? 8 de cupe. Și ce reușiți să faceți? Frumos! Am vorbit de suflete gemene, unde s-ar putea să
reușit să vă întâlniți. Interesant. La capătul setului de cărți, judecata, renaștere. După o situație în care a fost o separare și au fost lacrimi. 4 de spade, 5 de cupe, da? Vă doriți reconstrucția unui ideal, a unei fericiri la care ați visat. 10 de cupe. Pentru că văd două personaje, cred că e vorba de o relație. Evident că poate să fie și în familie, evident că poate să fie și la viața voastră profesională. Însă judecați profund. Și ca să înțelegeți lucrurile, trebuie să vă vindecați. Că altfel, degeaba vă gândiți, nu o să ascultați niciodată intuiția, nu o să auziți vocea interioară până nu vă vindecați. O să ascultați vocea egoului, vocea fricii, da? A depresiei, dezamăgirilor. Da? Trebuie să vă vindecați ca să puteți să înțelegeți mesajul pe care îl primiți pe cale divină, intuitivă. Trebuie să transformați ceva. Acum, problema este, sau situația este, că vă doriți succes. Vă doriți succes, vă doriți să vă întâlniți cu persoana aceea specială pe care planetele tot se străduie să vă aducă în viață. Vă doriți. Aveți multe planete în semn de foc aici. Și există semne de foc și semne de apă pentru unii. 6 de băte. Situația este că vreți să aveți victorie, să atrageți atenția, să le atrageți atenția, da? Să folosiți eventual un tranzit planetar în așa fel încât să atrageți atenția asupra voastră, a cuiva, a sufletului geamănă, a sufletului pereche, eventual. Vreți să călătoriți către ei. Asta vreți, să călătoriți. Să aveți victorie, să le atrageți atenția, pentru că și ei atrag atenție. Simt. Problema este că sunteți foarte încăpățânați. V-ați blocat eventual unul pe celălalt sau doar unul sau doar celălalt. Există un blocaj, dar eu cred că, pentru că apar multe semne de foc, cred că voi aveți niște planete în semn de foc. Și vă fac foarte mândri. Și 6 de băte este mândru. Și 9 de băte este rănit și nu vrea să fie rănit. Eu mai mult nu mândru, e orgolios. Nu cumva să fie rănit. Eventual nu cumva să se dea jos de pe cal, dacă se poate să se întâlnească fără să se... să-și schimbe, să zic ceva, în atitudinea sa. Există un blocaj în felul în care gândiți, în felul în care vă manifestați pasiunea. Și evident că asta se poate și poate fi și datorită unor răni de trecut. Este un chiron. Este un chiron care se manifestă uneori când n-ar trebui să se manifeste. Dar pentru că asta este noua, este un ciclu pe care trebuie să-l încheiați. Altfel, dacă mai continuați, deja devine prea mult. Ajungeți la 10, supraplin, consum de energie. Trebuie să schimbați un pic atitudinea. Aici este problema. Deci situația este ca să aveți victorie, trebuie să nu mai blocați. Eventual vă blocați victoria singuri. Cu un fel de a fi mai exagerat de precaut sau exagerat de răniți, vă răniți din orice unii dintre voi. Influențe despre care nu știți. Regele de cupe. Posibil un semn de apă vă influențează emoțional, telepatic, energetic și nici nu știți. Simțiți că aveți niște emoții pentru cineva, că începe să crească în sufletul vostru nevoia de dragoste, după ce până acum ați avut nevoia de atenție unii dintre voi, de a avea victorii. Da? Și... un alt mesaj vine, pentru cine o fi, rămâne de văzut. Știți cum?
Șase de băte e de multe ori asociat cu o persoană egoistă, egoistă care își dorește victorie de dragul victoriei, ca să iasă în evidență, de dragul egoului, da? Este un narcisist. Uneori, am zis și mesajul ăsta pentru unii dintre voi. Însă, am zis că problema este Chiron. Sunt rănile din trecut, traumele din trecut. Dacă unii dintre voi aveți de-a face cu un narcisist sau sunteți, sau aveți curajul să vă vedeți în această lumină, trebuie să înțelegeți că aceste suferințe pot fi vindecate. Asta este personajul care vă vindecă, regele de cupe. Nu zic musa că e un semn de apă. Zic că este o energie benefică pe care nu o vedeți, o simțiți, dar nu o știți, nu o înțelegeți. Este în preajma voastră, într-un fel sau altul. Vindecarea voastră trebuie să aibă loc ca să puteți manifesta victorie, cum am zis la început, dar dintr-o altă perspectivă, nu egotică, ci dintr-o perspectivă frumoasă, strălucitoare. Da, apare și renaștere, este nevoie de renaștere, de vindecare. Am zis, vă vindecați după lacrimi, după suferință, da? Ca să puteți colabora, să puteți construi această fericire. Iar apare Cavalerul de Cupe. Oh, și Asul de Cupe, vai, 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 Cavalerul de Cupe și Asul de Cupe, da? Însă, deocamdată, sunteți într-o stare de durere, de griji mentale. Cum să găsiți această soluție? Am zis influență pe care nu o vedeți, dar o simțiți și nu o înțelegeți, regele de cupe. Această dragoste profundă pentru cineva, da? Încă nu sunteți aproape. Simțiți că sunteți atrași de acest personaj. Nu înțelegeți. Iar, interesant, apare planeta, apare Jupiter și aveți dansul planetelor. Este un dans al planetelor al Universului care v-a adus împreună sau vă va aduce. Sau vă va aduce în cazul în care nu sunteți împreună. Exterior ce vă influențează? Aveți, da, nu puteți avea victorie. Aveți prietenii, vecinii, amicii, colaboratorii, concurența care vă influențează și în primul rând, a repetat așa, m-a jucat un pic. În primul rând, ego, pentru că casa a cincea aleului a egoului. Și ego se vede și la șase de spa, de păte. Pe de-o parte, ego-ul vostru, pe de-o parte, prietenii, concurența, bârfele, vecinii, familia, sunt o grămadă de influențe exterioare despre care sunteți conștienți. Dar cel mai frumos ar fi să simțiți, să conștientizați o altă influență care este cu totul diferită. Sunt foarte opuse. Este o influență blândă, emoțională, care vă poate schimba atitudinea. Pentru că aveți totuși judecată, da? Am zis, judecată este o schimbare, este o transformare profundă. Sfatul este 8 de cupe. Sfatul este să lăsați în urmă cupele goale, oamenii care nu vă împlinesc, situațiile, joburile care nu vă împlinesc, prietenii care nu sunt prieteni, sunt doar așa în ghilimele. Da? Sunt oameni care vă stau în preajmă doar ca să vă simțiți voi că ieșiți în evidență, știți? Sunt victorii și victorii, victorii care merită și victorii care nu merită. Sunt bătălii care merită câștigate și bătălii care nici nu contează dacă le-ați pierdut. Pentru că o bătălie pierdută nu înseamnă un război pierdut, da? Lăsați în urmă ce nu vă priește și mergeți către 9 de cupe. Iar mergeți de la 8, aveți transformare. 8 înseamnă transformare emoțională, da? Emoțională aveți în spatele vostru. Influența aceasta pe care nu o vedeți este emoțională. Lăsați-vă transformați, că aveți judecata. Să renașteți emoțional. Trebuie să renașteți emoțional. Voi sunteți așa într-un tumult pasional. Vreți să luptați, să vă zbateți, să vă... Da? Sau alții, în fine, sau ei, da? Eu am zis despre voi.
Dacă vreți să fie despre altcineva, este alegerea voastră. Ideea este că, dacă e vorba despre voi, lăsați în urmă aceste lupte, pentru că aceste lupte vă colesc de emoții. Pentru că un luptător trebuie să fie cât mai detașat emoțional și cu cât lupți, cu atât îți golești sufletul de potențialul său. Și atunci ce face 8? Merge către 9, către satisfacții emoționale, către împliniri emoționale, către persoana care vă umple sufletul, către jobul care vă umple sufletul, către situația care vă aduce zâmbetul pe buze, satisfacții emoționale. Și finalul este, dacă faceți acest lucru, că aici e problema, blocajul. Sunteți foarte închistați, foarte ambițioși, încăpățânați. Dacă faceți acest lucru, mergeți, iar am zis, aveți foc și apă. Mergeți către 3 de cupe. Către ce? Întâlnirea, da? Sunt cele două cupe. Cele două cupe sunt și aici. Dar se unesc amândouă într-una, da? Ia uite, și aveți interesant. Aveți 8. A noua e la regele de cupe. Este în... Nu este în preajma voastră, eventual, regele de cupe, dar deschideți-vă sufletul ca să înțelegeți această relație. Poate să fie și colaborare, evident. Ce reușiți să faceți? Reușiți să vă întâlniți într-un fel sau altul, sau să vă... Acum, că o fi doar întâlnire virtuală, important este că e un 3. 3 înseamnă comunicare. Învățați să comunicați emoțional. Să ieșiți din aceste crampe și zbateri și lupte. Și să comunicați emoțional frumos. Să vă umpleți amândoi, unul pe celălalt. Și împreună să creați ceva nou. Ia uite, acest ideal, acest as de cupe. Vă apropiați de întâlnirea cu acest suflet, amintiți? Vă apropiați. Lăsați lumina, planetele să vă aducă împreună. Nu rezistați acestei atracții, acestei uniuni. E o rezistență aici. E o rezistență. Pentru că vă lăsați influențați de cine nu trebuie, de 5 de bâte, nu de regele de cupe. Că e personaj cu energie, că e un consilier, variază. Ideea este că problema este că vreți victorie. Și acum, victoria să nu fie din motive egoiste, ci să fie din dorințe pure, da? Din pură dragoste să fie această dorință de victorie. Nu din ambiție. Las că ești al meu sau că ești al meu, nu? Nu. Să fie, da, conștientizez, simt că poate fi dragoste între noi, simt că poate fi vindecare, dacă nu e vorba de dragoste, poate să fie, repet, și un consilier personal, care vă ajută să vă detașați și să mergeți către o etapă în manifestarea voastră emoțională. Cam aceasta este etalarea. Și vă doresc, că sper că v-a plăcut și să-mi comunicați ce v-a plăcut. Ce mai vreau să zic? M-am cam zăpăcit. Nu știu, cred că am apusit sau întunericul deja mă copleșește. Mă supăr că se întunecă așa de repede. Aș fi vrut să mai... vara asta să mai țină încă o lună sau două. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, pa, vă pup. Numai bine. Ciao, ciao.